Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud. La ora 16 și 16 minute, detașamentul de pompieri Dej a fost anunțat despre producerea unui accident de circulație în localitatea ei. Ne-am deplasat la fața locului cu auto specială de descarcerare și echipajul. La locul solicitării am găsit două autoturisme care au fost implicate în accident. Un autoturism Opel Corsa și un autoturism Renault Laguna. În urma impactului au rezultat 3 victime. O persoană din autoturismul Renault Laguna a rămas încarcerată și a fost necesară intervenția echipei de descarcerare. După descarcerare, aceasta a fost luată de echipajul SMUR și transportată la Spitalul Municipal din Gherla. Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud.